de la Epistola a doua a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 1. Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi, toți față de ceilalți, se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o perzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi și privi cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. De aceea ne rugăm necurma pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Amin. Cea de-a doua epistolă către Tesaloniceni este o urmare firească a cele din tâi, în care Apostolul Pavel prezentase credincioșul adevărul despre venirea zilei Domnului, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, la versetele 1 la 11. La scurtă vreme, sigur, după ce această epistolă a fost citită, s-a întâmplat ceva neprevăzut. Profitând de faptul că Apostolul Pavel nu scria el epistolele din cauza faptului bolii lui de ochi, el o dicta altora, în Romani 16:22, 1 Corinteni 16:21, el spune lucrul acesta, altcineva s-a găsit să scrie o epistolă pastorală plină de învățături greșite despre venirea zilei Domnului. Din cauza că tesalonicenii nu cunoșteau scrisul de mână Apostolului Pavel, pentru o vreme falsul a trecut neobservat. Când Pavel află despre această epistolă, el se grăbește să scrie cea de-a doua epistolă și așa apare 2 Tesaloniceni, cartea. Iar în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, la versetul 1 la 3, spune: cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Și ca lucrarea aceasta de rătăcire să nu se mai repetă, Apostolul Pavel vrea să-i înarmeze pe tesaloniceni cu un semn de recunoaștere și de verificare a epistolelor sale. Așa cum mărturisește el în capitolul 3, la versetul 17, spune: urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Această erezie adusă de scrisoarea apocrifă era aceea că ziua Domnului ar fi venit chiar.
Sensul era că Domnul nu se va întoarce vizibil și trupește, așa cum știm cu toții, ci ar fi fost vorba despre o reîntoarcere în Duhul, ca cea petrecută la Rusalii. În această interpretare, ziua Domnului nu ar mai fi trebuit așteptată ca un eveniment glorios așezat în viitor, ci ar trebui înțeleasă ca o vreme de har, o perioadă de o zi în calendarul lui Dumnezeu, în care o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Din această perspectivă, ziua Domnului era interpretată ca fiind vremea bisericii. Dacă ascultăm cu atenție în jur, noi vedem că aceasta mai persistă și în zilele noastre. Și ca o completare, chiar cineva m-a completat și mi-a scris pe YouTube, a spus că sigur că aveți intenții sincere, dar noi nu așteptăm și venirea Domnului Hristos nu poate să fie iminentă. Și persoana respectivă a recunoscut. Este adevărat că Domnul Hristos, Dumnezeu, este suveran și îl poate să vie în clipa următoare, dar el spunea că trebuie să privim la anumite semne care vor preceda venirea Domnului. Și sigur că așa este, noi nu așteptăm și recunoștea că noi nu așteptăm semne, nu așteptăm minuni, miracole, cataclisme și catastrofe, ci noi îl așteptăm pe noi, pe El, să vină pe norii cerului. Este nădejdea mea personală, trebuie să fie nădejdea fiecare dintre, să fie nădejdea bisericii, este o nădejde colectivă. Domnul Hristos poate să vină în orice clipă. Sigur că nu a prins sensul învățăturii, este că noi trebuie să fim gata să veghem și mai ales să nu ne alipim. Venirea Lui ne va dezlipi, ne va găsi inima lipită de anumite lucruri și aceasta era sensul. Și sigur, această eroare persistă cu privire la ziua Domnului. Corecția făcută de Apostolul Pavel este energică și imediată. El spune că ziua Domnului, ca eveniment unic în planul lui Dumnezeu, nu va veni decât după ce pământul va cunoaște două evenimente catastrofice. Și prima ar fi lepădarea de credință, iar a doua, descoperirea omului fără de lege. Lepădarea de credință găsim în capitolul 2, versetul 3, înțeleasă ca un refuz mondial al ofertelor lui Dumnezeu de rezolvare a problemelor lumii, ca o totală apostazie în care umanitatea îi va întoarce spatele lui Dumnezeu. Iar descoperirea omului fără de legii, numit și fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. 2 cu 3, capitolul 2, versetul 3. Într-un sens foarte vag, omenirea trăia încă din vremea lui Pavel evenimente pregătitoare acestei apariții mondiale. 2 Tesaloniceni 2 cu 7. Căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Totuși nimic din ceea ce s-a petrecut atunci sau din ceea ce se va petrece acum nu se poate compara cu ceea ce va fi atunci. 2 Tesaloniceni 2 cu 8. Când se va arăta acel nelegiuit, arătarea lui se va face prin puterea satanei ca tot felul de minuni și semne și de puteri mincinoase și cu toate amăgirile, nelegiuirile pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 9 și 10. Lucrarea acestui anticrist va fi îngăduită de Dumnezeu ca o pedeapsă trimeasă asupra lumii, care l-a refuzat pe Domnul Hristos. Dumnezeu le va da ceea ce au cerut de-a lungul secolor, o lume fără cuvântul lui Dumnezeu, fără opreriști prezenței Duhului lui Dumnezeu, o lume cufundată în părtășia celui care însumează toate realizările separării și împotrivirii față de Dumnezeu. Satan însuși
Domnia lui Anticrist va fi pregătirea decorului pentru scena finală a istoriei omenirii, când Dumnezeu va aduce pedeapsa divină asupra lumii păcătoase. Lui Satan îi va fi îngăduit să pășească în arenă pe față, identificându-se cu lumea înșelată de el, conducând-o și însuflețind-o într-o ultimă zvârcolire împotriva dumnezeirii. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ei au găsit plăcerea în nelegiuire să fie osândiți. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 11 și 12. Dumnezeu nu va lăsa nimănui sarcina de a-l confrunta pe potrivnicul său. Înfruntarea finală va fi între diavol și Domnul Hristos însuși, iar victoria Domnului va fi deplină. 2 Tesaloniceni 2:8, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. O altă greșeală a celor din Tesalonic a fost trăirea în neorânduială. Bazați pe faptul că venirea Domnului este aproape, cei ce aveau înclinații spre lene au găsit pretext pentru părăsirea ocupațiilor zilnice și pentru începerea unui trai de pe o zi pe alta. Astfel de oameni deveniseră o povară pentru adunare și o proastă mărturie față de cei de afară. Nu este de mirare că Pavel i-a mistrat cu asprime. Cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetele de la 6 la 15. Venirea Domnului nu este o scuză pentru leneș. Creștinul trebuie să slujească Domnul până în cea din urmă clipa a existenței sale. În toate cele trei capitole, Apostolul Pavel răspunde la trei întrebări care frământa întotdeauna pe cei care experimentează cumplitul climat al persecuției. Este drept ca cei credincioși să treacă prin asemenea suferințe ca cei din Tesalonic? Nu cumva cei din Tesalonic au căzut sub pedeapsa caracteristică zilei Domnului? Se merită oare să-L urmezi pe Domnul Hristos în astfel de stări și de persecuții? Și asemenea întrebări le putem și pune și noi. Este drept ca credincioșii să treacă de multe ori și oamenii evlavioși prin suferințe? Oamenii spun, nu cumva, este o pedeapsă a lui Dumnezeu, caracteristică zilei Domnului și se merită să-L urmezi pe Domnul Hristos în clipe de persecuție? Apostolul Pavel răspunde acestor întrebări, dezvăluind tesalonicenilor ceva din conflictul cosmic care exista între Dumnezeu și Satan. Experiența noastră trebuie înțeleasă în contextul unei realități mult mai mari, și anume planul veșnic al istoriei lumii. Într-un fel, trebuie să fim recunoscători că cei din Tesalonic au avut asemenea suferințe. Fără ele, nu ar fi existat această epistolă a lui Pavel și n-am fi aflat lucrurile extraordinare despre care a trebuit el să scrie. Așa cum ni se spunea și duminică seara prin fratele David, Dumnezeu a răspuns la întrebările multor frați din acea vreme și sigur că aceste răspunsuri și întrebările de atunci sunt actuale. Și erau foarte multe întrebări, începând de la viața practică din familie, viața din biserică, cum să ne îmbrăcăm, ce să mâncăm și tot felul de întrebări și din acestea la care Dumnezeu a dat răspunsul prin Apostolul Pavel. Și ele, am putea spune că aceste răspunsuri sunt mai actuale ca niciodată, cu toate că este o diferență așa de mare de ani, sunt diferențe cu privire la cultură, cu privire la societatea în care trăim, dar vedeți că ne confruntăm cu aceleași probleme și poate unele chiar mai grave decât în vremea de atunci. Și Apostolul Pavel, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, răspunde acestor întrebări.
Și sigur că el relevă și o întrebare mai mare, acest conflict care a existat prin răzvrătirea lui Satan împotriva lui Dumnezeu. Experiența noastră trebuie înțeleasă în contextul unei realități mult mai mari, și anume planul veșnic al istoriei lumii. Într-un fel, trebuie să fim recunoscători că cei din Tesalonic au avut asemenea suferințe. Și fără ele n-ar fi existat această epistolă a lui Pavel, n-am fi aflat lucrurile extraordinare despre care el trebuie să scrie. Una din cele mai interesante remarci ale apostolului aceea din 2 Tesaloniceni 2:7, căci taina fără de lege a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Pe cine prezintă apostolul cu aceste cuvinte? Cea mai probabilă interpretare este aceea că Pavel a vorbit aici despre prezența și lucrarea Duhului Sfânt în dispensația bisericii. Se cuvine să-i mulțumim împreună lui Dumnezeu pentru că în vremea de acum a pus o piedică în calea diavolului. Slavă Domnului că Satan nu poate face tot ceea ce voiește. În timpul perioadei de 1000 de ani, Satan va fi legat complet, scos din activitate și ținut pentru o vreme în abis. Dar până atunci, la sfârșitul perioadei de har în care ne aflăm, cel ce oprește acum îi va fi luat din cale. Libertatea de lucrare a diavolului va crește și va fi: vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Apocalipsa 12:12. Abia atunci își va da el pe față întreaga răutate și putere de distrugere, căci nu va mai fi limitat să caute să înșele pe sfinți prefăcându-se într-un înger de lumină, Corinteni 11:14, ci va putea manifesta în toată cruzimea lui, ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită, 1 Petru 5:8. Atunci el va apare ca fiara ieșită din mare și ca fiara ieșită din pământ, cu chipul omului identificat sub taina numărului 666, Apocalipsa 13, întrupat în această ființă umană, împuternicită cu resurse nemai văzute în istoria lumii, diavolul va uimi întâi lumea, înșelând-o pentru ca apoi să o stăpânească chinuind-o. De ce trebuie să se întâmple toate acestea? Pentru că numai în felul acesta omenirea, care l-a refuzat și refuză pe Domnul Hristos, va învăța pe propria piele ce groaznică este viețuirea fără prezența lui Dumnezeu. Într-o ultimă și culminantă lecție, Dumnezeu va arăta tuturor ce înseamnă să te răscoli împotriva Domnului și împotriva unsului său, Psalmul 2, lămurit în Fapte 4:25-28. Dar chiar și atunci când se va părea că 666 a învins toată creația, se va arăta din cer desăvârșitul Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, se va coborî în slavă, vizibil, ca fulgerul care răsare de la răsărit și se vede până la apus, și îl va nimici pe diavol cu suflarea gurii sale și cu arătarea venirii sale. 2 Tesaloniceni 2:8. Acestea sunt câteva considerații generale cu privire la cartea 2 Tesaloniceni. Ea vine în completarea cărții 1 Tesaloniceni.